Uitați, oameni dragi, acum am ajuns la cascadă. Ia să mergem. Foarte frumos. Mergem mai aproape. O să o filmăm. Ia să vedem. Foarte deosebit. Ia să vedem. Uitați ce frumos. Foarte deosebit. Foarte frumos, dar e apă puțină. Foarte frumoasă cascada, nu ai apă foarte puțină, asta e problema. Apă destul de puțină. Uitați, aici merge crișul în jos. Frumos. Frumos, dar e foarte puțină apa. Asta e cascada vadul crișului. Aici e mare apa. Nu știu ce adâncime are, dar e destul de mare. Uitați aici. M-a lăsat greu, așa te-a făcut. După ce n-am putut scăpa de tine. Tu vorbești. Te-a păcat cu noi. Că nu te-ai vedea fără mine. Uitați, oameni dragi, am venit la cascadă și acum continuăm traseul și mergem rapid prin pădure. Aici e peronul de la Halta Vadul Crișului. Aici vara e deschisă, mâncare, băuturi, tot ce vrei, un fel de restaurant. Foarte frumos. Aici e răcoros că e mai la umbră. E o vale așa adâncă. Aici o să trecem podul peste Criș. Aici în dreapta. Uite, asta e cabana Anastasia, îi spune. Foarte frumos. Asta a fost vechea haltă. Asta a fost vechea haltă, dar văd că acum e o cabană. Unde e mâncare, băutură, tot ce vrei. Uitați aici, scrie Halta Peșteră. Uitați, oameni dragi. Halta Peșteră. Vedeți? Acum aici mergem peste pod. Mare aici acces. Peștera Vadul Crișului. Ce aer călduț o vine de undeva. Uitați, Peștera Vadul Crișului, uitați aici. Deci în peștera asta vine apa la cascadă. Frumos. Acum trecem podul. Podul dragostei. Podul pietonal. Uitați ce frumos, ce culori frumoase. Wow, e mult până jos. Uitați ce frumos. Ce frumos. Ok, suntem pe podul pietonal care merge către peștera Vadul Crișului și trece Crișul, bineînțeles. Aici a fost fosta haltă peștera. Acum văd că se numește cabana Anastasia. Probabil la vara e mai aglomerat pe aici. Acum nu văd pe aici țipene de om. Așa. Ne uităm la Criș, da? E ceva apă. Dar nu e așa mult, aici e mai stătătoare, de-aia e mai adânc așa. Dacă ne uităm în partea alaltă, unde curge, nu e chiar așa mult apă. Da, rafting. Acum nu cred că mai merge raftingul la apa asta, că e foarte mică apa. Uitați, oameni dragi, acum am trecut podul și acum merge prin partea asta, prin pădure, că e mai frumos.
Mergem la peșteră până la mergi. Ha? Mergem la peșteră și vorbim aici. Pe la peșteră și pe aia mergeți prin mașină. Spune încă o dată, uite, am trecut podul. Uitați, am trecut podul și acum mergem la peșteră, vadul Crișului, pe aici, pe potecă. Mergem să vedem de unde vine apa care... Dacă avem acces la peșteră. Să vedem dacă avem prea acces la pește și să vedem de unde vine apa din peșteră care merge spre cascadă. Mai cam puțină apă, pentru că nu a mai plouat de foarte mult timp, dar zona e frumoasă. Cu stânci foarte înalte, uitați aici. Wow! Mergem așa încet, pe lângă river. O să vede. Uitați ce frumos curge apa. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Haideți să vă arăt mai aproape. Coborâm aici puțin lângă apă să vă arăt ce frumos curge. Ah, que cacete. Asta este ce stâncă, foarte înaltă. Uitați pe aici, prin stânga, zice că se merge la peșteră. Uitați aici semnul de peșteră, vadul Crișului. Foarte frumos. Uitați aici. Pro Nature. Aici avem niște panouri informative. Uitați, rezervația naturală. Foarte frumos. Hai să vedem dacă putem merge până la peșteră.
aici vara se vând tot felul de lucruri. Aici e ghid peșteră. Aici avem ghidul de peșteră care ne informează. Hai să mergem până la peșteră. Vii la peșteră! Mergem la peșteră! Uitați, aici curge apa din peșteră. Un râu foarte frumos, care vine din peșteră. Foarte frumos. Haideți să mergem spre peșteră. Uite, acum continuăm pe potecă. Asta e partea stângă a Câșcii Repede. Totdeauna te uiți pe river în jos și spui care e stânga, care e dreapta. Deci ești cu fața în care parte curge el. Dă-ți aici niște stânci. Am văzut că pe aici oamenii fac via ferata, alpinist, chestii din astea. Uite, aici urcăm în sus și imediat ajungem la niște cabane genul ăsta. Aici, undeva la gura peșterii. Să vedem dacă avem acces la peșteră. Nu cred. Nu cred că e cineva pe aici. Uite, pe aici mergem traseu easy. Acolo e mai dificil. Aici mergem direct acolo unde a fost tiroliana aia pentru marfă, unde fostul restaurant aducea marfa de la tren. Se oprea personalul colajos în haltă și repede descărcau marfa și cu tiroliana o duceau în sus. Uite, aici e peștera. Aici e cascada, de fapt, și e pericol să cazi. Și mergem aici și aici, în stânga, cred că e deschis. Aici e omul la care plătești să mergi să vizitezi peștera. Hai să ne uităm puțin la sistemul ăsta de tiroliană. Dar vedeți aici, apa asta vine direct din peștera Vadul Crișului. Asta e apa de la cascadă care merge pe aici. Hai să mergem puțin să ne uităm la tiroliană asta pentru marfă. Așa. După cum vedeți, are un cablu de vreo 10 mm cu care o trage în sus. Așa, de aici e tablou electric. Are un motor destul de mare, o grămadă de cablu. Și de aici dă drumul la tiroliană. Aduce pachetul cu marfă în sus. Yes. Uite, aici avem un fel de loc unde poți să stai, să mănânci, masă cu două bănci. Și uite, asta e cabana nouă. A? Yeah. Uite, aici e cabana nouă care s-a făcut. Uite că e ok. Uite, Anușca s-a urcat până sus la balcon. Ce faci, Romeo? Giulietto. Te-ți arunc părul. Uitați, oameni dragi, ce frumos arăt de aici, de sus la balcon. Da, deci aici s-au cazat, multe camere sunt aici. Așa. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 camere avem aici, care sunt toate goale. Nu e nimeni aici, numai paznicul.
Domnule, nu știu dacă țeapa aia de acolo, dacă e de cupru, cam așa arată. Foarte mișcă, țeapa aia de downpipe. Avem camere sus, jos, avem camere peste tot aici. Suntem monitorizat peste tot și în gaura curului. Uite, aici mergem spre ieșire și intrăm pe poteca care merge pe marginea crișului, pe partea stângă a crișului. Uite, avem aici și un WC public cu chiuvetă. Uite, aici pare că avem un hidrofor. Uite, acum o luăm pe partea stângă a crișului și mergem înapoi spre mașină, înapoi spre vadul crișului unde am parcat, acolo aproape de teren de fotbal, sala de sport. Na, uitați, aici a fost, era weekendul aici, forfătă, cazare. Uite aici așa cum are, sunt o grămadă de camere de cazare, tot e închis. Da, s-a reconstruit. Uitați aici, deci la cabana asta am fost foarte mulți ani în urmă. Am băut, am mâncat, ne-am cazat aici, am chefuit. Acum Consiliul Județean a reconstruit-o, a făcut-o frumoasă, dar e pustiu pe aici. Aici sunt prinse de alea de cățărat. Aici, de vremea Austro-Ungariei, e un tur de vele care s-a făcut aici pe stânga ta, cu cale de deal, dealul Crișului. De vremea aia se circula putere, vântele și dealul Crișului, făcea cum aia, stai de pe față, pe o brașă la vamă. Frumos. Ce mare e asta. Uite, sunt aia de cățărat acolo, vezi, ni? Ni liliacu. Nu, păsărică, am crezut că e liliac. E păsărică, nu liliac. Ok, continuăm. Am poposit puțin să ne odihnim. Uitați ce rădăcini are copacul ăsta. O să ai grijă să nu te împiedici în ele. Mancet. Foarte interesant, uitați ce copac. Am mai văzut așa copac, foarte interesant. Arată ca niște buci. Uitați cât de mult e până jos, până la criș. Păi o leacă, o să ai grijă să nu te durgulești în jos. Și poteca e foarte îngustă. Aici avem ceva. Doar tu poți să ai grijă de binele colectiv. Ce spune aici? Despre defileul Crișului repede. Așa, foarte interesant. Vată de foc aici. Să te cazezi cu cortul. Așa, foarte interesant. Uitați, dragilor, cât e până jos. Foarte mult, dar că ai căzut aici, ai belit cariciu. Wow. Wow, 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 wow.